ce să spun, eu că am fost sportiv, nu aș putea să mă gândesc vreodată să transmit, nu simt și nici nu aș transmite vreunui sportiv să meargă acolo doar să facă act de prezență. În primul rând, mi se pare un lucru extraordinar să obții șansa de a participa la cea mai importantă competiție sportivă. Această participare la Jocurile Olimpice se întâmplă o dată la 4 ani. La gimnastică șansele să mergi la 2, 3, 4 ediții ale Jocurilor Olimpice sunt destul de mici. Nu e ca la canotaj sau poate alte sporturi, da, în care poți să mergi o dată la 4 ani, 8 ani și așa mai departe, să fii prezentă și să simți atmosfera Jocurilor Olimpice. Singura competiție în care, la care toate sporturile își dau o întâlnire din toate țările, așa că este realmente unic ceea ce se întâmplă acolo și le încurajez și încurajez de fapt pe toți cei care merg, nu doar sportivele, gimnastele, dar întreaga noastră delegație să facă în așa fel încât participarea lor acolo să conteze. Să dea maximum din tot ceea ce au ei mai bun acolo. Să se întoarcă cu sentimentul că, domnule, am făcut tot ceea ce am putut. M-am bucurat de această participare la Jocurile Olimpice. Toată munca, tot efortul pe care l-am depus pe parcursul anilor să primească cumva o încununare a muncii. Atât cât ești capabil la momentul respectiv, dar să știi că ce a depins de tine, ai făcut tot ce s-a putut. Așa încât, da, cred că trebuie privit cu mult drag și cu recunoștință faptul că ai ajuns, că au ajuns până acolo, având această perioadă în care poate rezultatele în gimnastică nu au mai fost la fel de bune, reușim să ne dăm seama și că simplu fapt că ajungi să participi la Jocurile Olimpice nu e atât de la îndemâna oricui și că trebuie să treci printr-o grămadă de etape de pregătire și de testare pentru a dovedi că meriți să fii acolo. Și da, aș vrea să nu ne obișnuim cu acest sentiment că nu contează dacă gimnastica nu este acolo la Jocurile Olimpice, noi ne mai pregătim, poate ne iese peste 4 ani. Pentru că acesta a fost sentimentul. Mi-aduc aminte prima întrebare pe care am primit-o la prima ratare a echipei noastre la Jocurile Olimpice și nu am fost pregătită să dau un răspuns care mai sunt acum etapele prin care ne mai putem participa la Jocurile Olimpice, pentru că nu traversasem acest episod în care să mă gândesc cum ar mai trebui să mă calific dacă nu merg direct calificată obținând o medalie la campionatul mondial cu echipa. Așa încât eu zic să fim curajoși, optimiști și cu energie bună pentru întreaga noastră delegație care ne va reprezenta la Jocurile Olimpice de la Paris.